Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Călătoria Sufletului la Terra Nova TV. Sunt Cristina Mihai, gazda dumneavoastră, și vreau să vă prezint în această seară o altă poveste de viață și împreună să cunoaștem omul din spatele renumelui. Alături de noi, în această seară, se află domnul profesor dr. Sebastian Cosma, medic primar ORL și supra-specializat în audiologie. Domnule doctor, bună seara și bine ați venit alături de noi. Salut, Mâna, mulțumesc foarte mult pentru invitație și bună seara telespectatorilor sau spectatorilor noștri. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația și ați găsit timp. Știu că e cam greu cu timpul. Și o să încep așa, cum încep de obicei emisiunile care le moderez. Putem spune că viața, nu? O putem compara cu o călătorie. Așa, câteodată plăcută, alte ori mai puțin plăcută. Cum a fost călătoria sufletului dumneavoastră până acum? Viața, într-adevăr, este o călătorie. Călătoriile pot fi făcute pe drumuri diferite, cu bariere, cu intersecții, cu alegeri. Dar dacă m-ai întrebat, pot să mă adresez, pentru că noi ne cunoaștem mai de mult. Așa este. Dacă m-ai întrebat, Cristina, despre suflet, atunci cred că lucrul pe care l-aș putea spune și mi-l spun eu însumi deseori, atunci când am îndoieli, eu sunt cu sufletul împăcat. Împăcarea asta înseamnă că ceea ce am reușit sau n-am reușit, sau cred că nu a putut fi altfel, și că ceea ce sunt acum aici, acasă, la serviciu, este ceea ce mi se potrivește și ceea ce îi mulțumesc lui Dumnezeu. Putem să vorbim și despre Dumnezeu. Sigur puțin, că da, nu? Despre orice. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că, iată, am avut noroc. Crezi în noroc? Da, cred și în noroc. Cred că numim noroc oportunitățile pe care le întâlnim în viață, nu e așa? Adică a putea fi la locul potrivit, la timpul potrivit, și împăcat cu asta. Da, dar uite, eu spun că am avut noroc pentru că am reușit să am o familie frumoasă, am reușit, părinții mei sunt încă în viață, amândoi sunt în jurul la 90 de ani astăzi. Mulțumesc. Și da, consider că nu, în momentul acesta nu pot spune că nu mi-am îndeplinit decât un vis, dar încă mai e timp. Da, foarte... foarte frumos așa să ajungi într-un punct în viață în care să poți să spui mă simt cu sufletul împăcat. Mi se pare un lucru aproape fabulos, pentru că sunt convinsă că nu mulți putem spune lucrurile astea. Și apropo de părinți, mă gândesc așa că acele lucruri foarte importante care rămân undeva acolo în sufletul nostru sunt amintirile și în general cred că sunt acele amintiri de când suntem noi copii sau adolescenți, când totul părea așa foarte simplu. Cum a fost copilăria ta? Copilăria mea a fost frumoasă. Am avut parte de o viață nu la țară, dar într-un oraș mai mic, la Huș, dar la casă. La o casă cu o curte mare, cu o vie, cu o pantă și cu un pârâu în fundul grădinii. La o casă cu pisici și câini, la o casă cu părinții, dar și mai ales cu o mamă minunată. Cu o mamă minunată care a știut întotdeauna, o mamă simplă în felul ei, dar deșteaptă, după părerea mea, și care o artistă, de altfel, care a îmbrăcat zeci de mii de oameni în cei peste 70 de ani în care a lucrat croitorie, și care a știut, fără să aibă timp niciodată, iată, amintirile mele din copilărie sunt, știi, acum îmi dau seama, pentru că m-ai întrebat, niciodată nu mi-am formulat în felul acesta, de unde am căpătat această dorință sau obișnuință pentru muncă. Nu m-am gândit. Am crezut că viața te obligă doar, dar dacă mă gândesc bine, mama mea nu a avut timp niciodată, dar niciodată, să se pregătească pentru sărbători. Sărbătorile noastre erau cu ea la mașina de cusut și cu cliente așteptând să le fie livrate rochile de
Paști plecau nu știu unde, de Revelion nu mai discutăm, lucru până la 10, jumătate seara, când ultima rochie era livrată pentru petrecerea de anul nou. Chiar dacă eram în comunism, pe vremea aceea, oamenii nu găseau, sau mai ales pentru faptul că eram în comunism, oamenii nu găseau lucruri de îmbrăcat. Așa și e. Mai toate femeile care aveau ceva pretenții își făceau rochii pentru ocaziile pe care le aveau. Deci lucru se făcea în casă la noi până la 2 noaptea, se făcea în mica mea copilărie cu ucenice, mama a avut, a învățat croitorie, a fost și ea profesor, iată. Nici așa n-am definit-o până acum, să știi. Da? Dar a fost și ea profesor, în felul ei a învățat croitorie multe fete și fete care aveau grijă de mine, pentru că eu eram copil de când eram de un an. Am fost, alergau, la un moment dat știu că aveam 6 fete în casă, alergau după mine care să mă îngrijească mai repede, care să mă ia în brațe dacă plângeam. Și sigur, la sfârșit, mi-aduc aminte când învățam pentru facultate și să-i mulțumesc, nu știu dacă vede Lenuș emisiunea asta, dar Lenuș mă trezea dimineața și îmi făcea focul la sobă, ultima ucenică pe care mama a avut-o. Și ținea foarte mult să intru la facultate și să mă vadă doctor, Lenuș. Scoală-te, doctor, îmi spunea dimineața. După ce aprindea focul în sobă, aveam sobă, nu era încălzire centralizată, după aceea au apărut centralele, dar atunci așa era. Da, deci zile luminoase, zile mari, zile de joacă în stradă cu copiii din cartier. Și organizam pe vremea aceea, pe modelul olimpiadelor sportive, olimpiade la mine în curte, spectacole de artistice pe strada noastră, nu era o stradă circulată de mașini, era un fundac, să-i spunem, și acolo undeva la vale era un tăpșan, da, o așezătură care era ca la amfiteatru, deci era un soi de scenă și pământul se ducea mai la vale, acolo stăteau copiii la spectacol. Și ce-a făcut mama mea într-una din zile? I-am spus, vreau să facem un spectacol. Cred că nu știu dacă aveam 12 ani sau 13. Și aveam, sigur, adunam copiii de pe stradă. Și făceam spectacol. Unii spuneau poezie, alții făceau teatru de păpuși. Și îmi trebuia o cortină. Dar vreau neapărat să o așez de dimineață. Atâta nerăbdare aveam la 6 dimineață. Nu era normală nici mama, nu? Pentru că i-am spus că trebuie să merg acolo și să instalez cortina. Și a luat o cortină, o sfoară și am instalat cortina în stradă între două garduri. Da, deci mama întotdeauna m-a susținut, asta vreau să zic. Este un lucru foarte important. Întotdeauna. Și apropo de lucrul ăsta, te-a susținut. Eu oricum am o feblețe pentru mame și o declar oricând, cu atât mai mult cu cât a mea nu se mai află printre noi. Și mă gândesc că părinții noștri ne-au fost și modele. Oameni, poate au fost și oameni care ne-au inspirat și chiar vreau să te întreb legat de asta, în afară de părinții tăi, au fost oameni care ți-au marcat tinerețea, care te-au inspirat, poate care te-au ghidat pe drumul ăsta pe care ai mers? Am să încep tot cu mama mea, dar în afară de ea, cea care m-a înțeles atunci când în clasa a 11-a am început să mă pregătesc pentru medicină. M-a întrebat de ghidaj și despre asta voi vorbi. Dar încep cu asta. Am renunțat după vreo lună, două, pentru că mi s-a părut imposibil, că eu nu voi fi capabil să învăț ceea ce se cerea. Și pe vremea aceea lumea susținea 3-4 examene, da? 3-4 ani se chinuia ca să intre la medicină și atunci mi s-a părut că e foarte riscant și că nu voi reuși probabil. Și eram și puțin demoralizat de atitudinea unui domn profesor de matematică care își dorea toți elevii lui în clasa politehnică și atunci m-a convins și am renunțat la pregătirea pentru medicină pentru a o relua în luna februarie din clasa 12-a, când evident nu mai aveam nicio șansă să intru la facultate în anul acela. Dar mama a fost extrem de mulțumită și de fericită când mi-am schimbat opinia, pentru că după ea eu ar fi trebuit să devin doctor. Iar ca modele am avut mai multe. Modele de comportament, modele umane. Nu aș putea defini cineva m-a învățat ceva.
Dar întotdeauna cred că am preluat modelele umane. Îmi amintesc, iată, de profesor și tot de mame, mama ta mi-a fost profesoară în școala generală. Îmi amintesc că mi-am schimbat scrisul după scrisul doamnei profesoare de franceză. Îmi plăcea atât de mult de ea și îmi plăcea atât de mult cum scrie la tablă, încât dintr-un scris mai neglijent pe care îl aveam, mi-am format o deprindere de a scrie citeț și clar. Ca doctor nu o mai am la fel. Exact, dar la asta mă gândeam acum. Dar pentru că trebuie să scriem foarte repede. Da. Dar vezi, îmi aduc aminte acest lucru. După aceea, sigur, în momentul în care apare competiția, dorința de performanță, începi să vezi oamenii care au depășit deja un anumit nivel sau cu care ai dori să poți fi comparat la un moment dat. Iar în ce privește medicina, am avut în fața mea pe verișoara mea, doamna profesor Anca Trifan, care este în momentul de față managerul Institutului de Gastroenterologie, dar care mi-a fost într-un fel, iarăși era o teamă că nu voi putea să o ajung, n-am ajuns-o pentru că ea este un cercetător minunat, un lider, un manager de spital nemaipomenit, sigur că da, dar mi-a fost model și mătușa mea, mama ei, sora mamei m-a încurajat foarte mult și chiar m-a ajutat să ajung la un profesor cu care să mă pregătesc pentru unul dintre obiecte. Deci, da, uite, ea a fost un model în ceea ce privește drumul spre medicină. Însă, într-o bună zi, m-am trezit atunci în februarie, spuneam în clasa 12-a, deși mă pregătisem pentru Politehnică și privindu-mă în oglindă, mi-am spus nu. Nu pot să merg la Politehnică. Vreau la medicină. Ori asta a fost destul de convingător pentru mintea mea, nu? Să pot să-mi spun așa ceva la un moment dat, înseamnă că m-am îndoit tot timpul de cealaltă cale, apropo de drumuri ale sufletului în viață. Exact. Și a fost mai ușoară alegerea în clasa 12 pentru că a fost ca o convingere, nu ca o imitație a drumului altcuiva. A contat, cred că, și dorința mamei. Nu cred că m-am gândit atât de mult. Eram consolat cu gândul că mama m-a înțeles și a acceptat și totul merge înainte. A fost ceva din interior care la un moment dat a ieșit la iveală. Mi-ai răspuns la... Asta era următoarea mea întrebare, cum de ai ajuns pe drumul ăsta al medicinei. Acum am înțeles. Următoarea întrebare clar va fi legată de specializare. De ce orele? Iarăși e o chestie de modele și nu le-am spus pe toate, vezi, n-am terminat pentru că m-am învârtit în jurul mamei, ca ce dovadă de afecțiune și legătură. Așa este. Am mai avut modele și în socrii mei, socrul meu, tatăl Corinei, care era un om deosebit, de calm, de liniștit, de învățat, de înțelept. El a fost membru al Academiei Române, filozof, logician și cel mai mare iubitor al nepoatei sale, al fiicei noastre, Dora. Mă uitam la un interviu de al lui la un moment dat, pentru că ne e dor de el și îl găsim pe YouTube. Și a început interviul cu câteva cuvinte despre Dora. Gândindu-mă cum am început eu cu tine, m-am simțit puțin jenat de faptul că nu am vorbit despre Dora de prima dată. Dar, deci, el a fost un model. Un model care ne-a învățat să nu ținem dușmănii. Este foarte important și este important să avem modele în viață care să ne ajute, să ne ghideze, chiar dacă noi poate la momentul ăla nu ne dăm seama așa sau... Apropo de ce spuneai tu la început de acele oportunități, poți fi omul potrivit la locul potrivit, dar eu cred că mai este un lucru foarte important. Să fii și atent. Da. Să observi acea oportunitate pentru că, cine știe, poate viața ne-a pus și pe mine, poate și pe tine, în anumite situații și am trecut așa razant peste niște... Nu? Eu am trecut pe lângă una, de exemplu, dar am trecut conștient și cu gândul că nu fac ceva de care să-mi pară rău mai târziu.
Și mă întorc la întrebarea ta, pentru că n-am răspuns de unde orele, nu-i așa? Da. Dar pentru că se leagă de, de evoluția mea în plan familial, de căsătoria mea cu Corina, care știa foarte clar că ea va urma modelul tatălui său. Știu de la început, da. Vrea să se facă cardiolog și că vrea să devină profesor universitar. Eu nu aveam niciun model anterior că aș dori să fac ceva în planul acesta didactic, dar m-am gândit că ar trebui să mă preocupe acest gând dacă totuși Corina va dori să evolueze în felul acesta. Eu ce am să fac? Mi se părea că nu-i potrivit să nu merg umăr la umăr totuși cu ea și sau să nu încerc această carieră. Și nu-mi displăcea deloc, să zic așa. Și apropo de oportunități și porți deschise, am avut, pe de o parte, neșansa ca rezidențiatul pe care l-am dat prima dată să fie anulat. A fost o fraudă a rezidențiatului, unica din istoria acestui examen mare, și s-a anulat și a trebuit să-l susținem încă o dată. Și ulterior au fost, în același an după rezidențiat, au fost organizate concursurile. Ele se organizează în fiecare an, evident, acum din poziția în care sunt, știu. Dar atunci nu știam lucrurile acestea. Însă ne-am uitat să vedem, vroiam o specializare chirurgicală, așa numite mici chirurgii. Nici pe departe oreleul nu este o mică chirurgie, este o chirurgie complexă și o chirurgie meticuloasă, care solicită foarte mult cunoștințe, manualitate, sigur, stăpânire de sine. Și eu nu mai fac nici chirurgie orele, pentru că am luat alt drum, nu am făcut foarte mult de altfel. M-am orientat spre o nevoie a colectivului nostru din Spitalul de Recuperare spre audiologie, vestibulologie, însă asta de mult, acum vreo 20 de ani. Dar alegerea oreleului s-a făcut în funcție de oportunități și circumstanțe. Adică, dorind să susțin și eu alături de Corina un examen pentru învățământul superior, m-am gândit și dorind să fie o mică chirurgie, singura specialitate, singura disciplină la care existau și două posturi și profesor pe care îl știam, îmi fusese profesor, domnul profesor Mârțu, am optat pentru a susține examenul la această disciplină. Sigur, cu dorința de a face inițial chirurgie, pentru că, vezi, niciodată nu știi unde ajungi. Sau poate că uneori, dacă poți să-ți urmezi foarte îndeaproape visurile de la început, ajungi. Dar eu am folosit niște oportunități. Și atunci nevoia, după ce am intrat și am început activitatea în clinică, am devenit medic specialist, la un moment dat domnul profesor Mârțu, care era foarte preocupat de otologie, chiar astăzi dimineață l-am întâlnit la zilele Spitalului de Recuperare la Palace. Ieri a fost la un curs pe care l-am organizat eu de audiologie și a vorbit foarte frumos despre vremurile de demult și a făcut comentarii despre diferențele dintre ceea ce avem acum ca tehnologie, cunoștințe, acces la informații și ceea ce era atunci când el a început să meargă pe acest drum al otologiei moderne. Deci, pasiunea lui pentru asta, a descoperit un mare deficit pe care noi îl aveam pentru partea de diagnostic și pentru partea de audiologie. Nu exista decât la București, la Centrul Național, la Institutul Hoceta, un serviciu de audiologie cu doar poate doi oameni care știau ceva despre acest domeniu la vremea aceea. Și am căutat să mă formez. Și am găsit un al doilea mentor după domnul profesor Mârțu la Lyon, în Franța, concurând pentru o bursă acolo.
mi-au deschis și acolo drumurile prietenii. Aveam un prieten ciprian, orelist, care plecase în Franța să lucreze și când știa că mă interesează partea de audiologie și mi-a spus, este aici un profesor, dar trebuie să susții, să depui un dosar, să ai o clasificare ca să iei un loc, pentru că erau burse plătite, burse de studiu în spital. Și odată ajuns acolo, m-am înscris și la un curs de, se cheamă cursuri interuniversitare, diplomă interuniversitară pentru audiofonologie. Și am parcurs acest program de studiu timp de un an, am susținut examenele aferente și mi-am luat și diploma în Franța de audiofonologie și patologia comunicării. Iar apoi, sigur, am venit în România, unde am început să creez ceva, instrumentele cu care să pot face ce am văzut acolo. N-a fost ușor, am avut parte iarăși de oameni care mi-au facilitat evoluția pe partea aceasta, dar pentru că de aia pot să spun că omul sfințește locul, dacă n-aș fi avut succes, probabil spuneam că m-aș îndoi de această zicere de zicală. Însă a fost un drum, spuneam, greu, dar încurunat de succes până la urmă, pentru că, iată, împreună cu colectivul centrului nostru am reușit să avem un centru de excelență, aș putea spune, pe partea de otologie, audiologie, la Iași, un centru la care rezidenți din toată țara vin pentru a se pregăti și sunt foarte onorat de solicitările pe care le primesc, mai ales din afara Iașiului. Cei din Iași n-au încotro, trec prin stagiul ăsta, dar ceilalți, sigur, investesc în 3 luni de pregătire într-un alt centru. Și mă întorc puțin la mentorul meu, profesorul Lionel Cole de la Lyon, pe partea de audiologie, care în repetate rânduri, după stagiul meu din 2002-2003, în repetate rânduri, mai mult de 10 ani, m-a invitat în fiecare an să mă mut în Franța. Oportunitatea era mare pentru că el devenise între timp, după ce a fost decanul Facultății de Audiologie, devenise rectorul Universității din Lyon. În poziția de rector, sigur că probabil i-ar fi fost facil să-mi deschidă drumul la universitatea de acolo. Dar am refuzat din motive tot de suflet. Cu sufletul a început emisiunea. M-am gândit că și Corina era copil singur la părinți, la niște părinți pe care nu doream să-i lăsăm singuri. Noi nu aveam încă un copil la vremea aceea. M-am gândit că și părinții mei vor îmbătrâni și vor rămâne. Eu mai aveam un frate și o soră, acum mai am doar o soră, din păcate. Dar m-am gândit că vreau să fiu un sprijin pentru părinți și că nu o voi putea face de departe. Și nu vreau să spun ultimul lucru, că așa mi-am sfătuit și copilul, să nu plece în afară. Eu nu cred că e vorba de patriotism, ci de modul în care te simți tu ca individ care poate contribui la origine, alături de originele tale. Dacă eu îmi doresc ca țara asta să fie una, o țară frumoasă în care toată lumea să fie fericită să trăiască, în care toată lumea să găsească bunăstarea, cum va fi această bunăstare construită dacă toți cei care ar putea face ceva ar pleca din ea? Așa este. Și respect foarte mult părerea asta, pentru că și știi și tu, așa e viața și așa s-a schimbat societatea și cumva de la o persoană care are în spate niște ani în domeniu, mai ales în domeniul medical, cam rar auzi pe cineva să spună lucrurile astea. Eu recunosc că sunt probleme în general în sistemul nostru de sănătate. Recunosc. Nu sunt într-o postură, în postura de a rezolva aceste probleme la scară mare. Nu știu cine va putea și cât de repede, dar nu putem să nu vedem că sistemul medical a evoluat enorm. Sistemul în care noi lucrăm acum este unul comparabil cu cel în care lucrează colegii mei din toată lumea, din țările civilizate. Ne întâlnim în diferite
instituții și comitete și comiții, comitete și comiții în afara țării, dintre acestea internaționale, și avem nu m-am simțit mai prejos. Avem opinii comparabile, ni se cere sfatul, părerea în acele zone. Cei din Germania nu spun, nu vă uitați la ei, că sunt din România. Suntem mândri că venim cu ceva din România care seamănă cu ceea ce au ei și că am reușit să ajungem acolo. Iar pacienților noștri le livrăm în ceea ce facem în momentul de față o expertiză similară cu cea pe care o regăsesc în alte țări civilizate și evoluate. Sigur mai sunt probleme bugetare, sigur sunt probleme de organizare și sigur sunt probleme de sistem. Nici doctorii nu sunt toți, sau asistenții medicali nu sunt toți mulțumiți cu ceea ce se întâmplă în sistemul în care ei muncesc. Dar s-a ameliorat categoric, mult față de ce era. E cu totul altceva. E un loc în care te poți duce să lucrezi de dimineață, în locuri curate. Doamne ajută și slavă sau slavă Domnului cu Uniunea Europeană. E părerea mea. Ne-a obligat la niște standarde, ne-a obligat să ne ridicăm. Nu fac parte dintre cei care cred că locul nostru nu e acolo. Eu sunt pro-european. Tot ce am făcut eu personal bun, mai mult decât ceea ce văzusem aici, am luat de acolo. Ca organizare, ca manieră de lucru, ca tehnologie. Ne folosim de tehnologiile pe care nu le-am creat noi. Și ce am vrea să spunem? Că nu vrem să fim alături de ei? Nu există așa ceva. Din ce motive? Suntem acum alături de ei. Și este marea oportunitate, nu, a acestei țări, a populației. Numai cine nu vrea, nu muncește. Numai cine nu vrea, nu clădește. Nu-ți stă nimeni împotrivă dacă vrei să muncești. Te-a oprit cineva? Nu. Poți face business. Vrei bani, poți face bani. Vrei profesie, poți face profesie. Da, poate în domeniul nostru, dacă vrei să faci foarte mare cercetare, poți întâmpina niște dificultăți, dar și aici există proiecte, există apeluri, există. Se poate. Se poate. Se poate în orice, sigur, nu? Că da. Da, până la urmă. Da. Deci iată așa la orele și iată așa spre audiologie. Odată ce am avut mai mult de lucru pe audiologie, pentru că avea cine să facă chirurgia, nu am mai privit cu jind la această, deși uneori, din când în când, sigur că mă mai gândesc că nu știu cum ar fi fost, dacă aș fi fost bun și pe partea cealaltă sau nu, dar cred că ceea ce fac acum sunt împăcat sufletește, iarăși zic, și mi se potrivește și văd, sunt avantaje și dezavantaje în orice ca vrei orice să faci, dar cred că am învățat și asta, iarăși spun, îmi sfătuiesc copilul că trebuie să învețe să aibă răbdare să muncească, să aibă răbdare să muncească, să nu ia în seamă răutățile, dacă poate. Eu le-am luat în seamă o perioadă și am greșit, dar n-am putut altfel. Acum am reușit să le ignor pe cele mai multe dintre ele, da, pentru că nu poți fi altfel, nu poți merge înainte cu sigur capul sus, da, dacă te împiedici de tot ce... Deci dacă te simți cu sufletul curat, că ceea ce tu faci, că ceea ce tu oferi, o faci cu toată buna intenție, că nu ai făcut nimic rău împotriva nimănui cu bună știință, atunci nu ai decât să mergi înainte. Și să-ți îndeplinești, nu? Să-ți pui jaloane. Peste un timp am de făcut cutare, peste altul cutare, peste altul cutare lucru. E bine, dar sigur că da, e bine să ne punem așa, nu, niște targete. Și până la urmă, ce e mai ușor, Sebastian, să fii medic sau profesor? Sau ce-ți place mai mult, dacă se poate face așa o comparație? N-aș fi spus asta acum 20 de ani, dar o spun azi. Există această opțiune de a renunța la ceva. O parte dintre colegii mei au renunțat la viața universitară. Pentru că nu e ușoară. Viața universitară nu te lasă să dormi noaptea. Pentru că dacă toată ziua consulți pacienți, nu poți să scrii articole, nu poți să scrii rapoarte, nu poți să scrii cărți, nu poți să-ți adun datele din cercetare, nu poți să-ți întocmești prezentările, PowerPoint-ul, să-ți pui în ordine ideile, decât în timpul care îți mai rămâne. Nu faci asta în același timp în care lucrezi.
Și mai rămâne ceva? Nu, nu prea mai rămâne nimic. Te mai scoli la ora 4, mai nu te culci decât la 3, te scoli la 6 să mergi la servici. Eu am reușit să fac asta cea mai mare parte din timpul care a trecut consumat profesional, dar la vârsta aceasta încep să cred că ar trebui să dau atenție și părții de suflet, de odihnă, pentru că nu cred că se poate funcționa la nesfârșit în acest fel. Îți trebuie ceva voință, dacă te-ai format să fii activ tot timpul. Să nu te poți culca la ora 11. Nu m-am culcat, nu știu, am adormit, dar nu m-am culcat la ora 11. Din greșeală. Din greșeală, cu capul pe birou. Sigur, din când în când mi-aduc aminte că nu vorbesc numai pentru tine aici. Eu știu ce spune lumea. Ia uite, da, așa este, este adevărat. Și cine știe, știe. Soția mea știe și ea a făcut la fel în cea mai mare parte a timpului. Copilul meu știe, mama mea știe. Și vecinii care văd lumina aprinsă. Dar așa se muncește, până nu mai poți. Dacă sănătatea, că de ce am spus, dacă crezi în noroc și în Dumnezeu, dacă sănătatea îți permite să faci acest efort, când ești foarte obosit și te gândești bine că nu am vreo boală care să mă împiedice, noi vedem foarte multe lucruri ca medici. Vedem familii disperate cu copii bolnavi, cu copii cu probleme. Serioase. În domeniul meu, problemele serioase, cele mai multe au niște soluții. Dar în alte specialități, care au de-a face cu oameni mai puțin norocoși, mai puțin sănătoși, acolo trebuie să ai nervi tari, să mergi în fiecare zi să vezi așa ceva. Mă refer la secțiile de oncologie, de chirurgie grea. Da, deci hai să zicem că până la urmă a face medicină, dacă te-ai făcut doctor, nu poți renunța la medicină și poți în orice moment renunța la activitatea didactică, cea consumatoare de nervi și de timp. Am dacă înțeles. Mai ai și doctorat, când devii coordonator de doctorat sau nu poți deveni profesor fără asta, este o succesiune de condiții. Și poate la început, eu nu am decât o experiență de 2 ani în această poziție, dar încep să vezi că ai puțin timp să te gândești și la ceilalți pe care ar trebui să-i îndrumi și că nu mai e doar unul, adică tu pentru care trebuie să ai idei și soluții, ci că sunt 6, 7, 8, că ăsta e numărul maxim, eu acum cred că am 6, copii tineri care au aspirații, care vor să le fie alături, care te caută și nu te găsesc decât după 2-3 zile pentru că ești tot timpul ocupat sau nu îndrăznesc să te deranjeze pentru că da, n-aș renunța acum, deci nu știu să-ți spun, dar cred că e mai greu să fii doctor până la urmă, pentru că uneori lumea întreabă, sunt pacienți pe care îi mai impresionez, da, cu câte ceva, și atunci te întreabă, dar de unde aveți atâta răbdare? Trebuie să fie greu să aveți atâta răbdare și să fii la pacientul număr 20 din ziua aia și tu să poți să-i afișezi aceeași atenție, aceeași dorință de a-l asculta, aceeași încredere, cum ai făcut și cu primul când erai odihnit. Nu e o meserie la care să poți să-ți iei concediu când vrei tu sau să ieși afară când vrei tu la o țigară cu 20 de oameni așteptând pe scaun la ușă. Eu nu fumez, am folosit o expresie. Da, un exemplu. Da, așa, pur și simplu. Sau să stai să-ți bei cafeaua la un moment dat, știi? Era o chestie pe vreo să... Ce fac doctorii cu asistentele? Stau și beau cafele, dar auzeam, sunt la cafea și la țigară. Da, la noi, cel puțin, nu e așa. Cafeaua se bea de la ora 8 dimineață până la amiază câte o guriță, pentru că nu ai timp să stai cu ea. Da. Și face parte din micile momente de diversiune între doi pacienți, de când iese unul până intră altul. Moment de diversiune. Exact. Deci nu e pauză. Nu e pauză. Așa o fărâmă. Mimăm pauza de scurtă durată. Da, trebuie să fie alături de fiecare. Și uneori așa poate este. Răbdarea ne mai lasă sau uneori poate ai prea multe lucruri. Și asta se vede, pacienții simt. E ca la teatru. Nu e așa? Publicul simte când actorul nu e lângă ei cu adevărat. Da, cred că putem, dar aici cred că este și problema, pentru că oamenii uită că pe lângă
medicul care este în față este și un om care poate n-a mâncat, care poate n-a dormit, care poate îl doare ceva. Da, e replica pe care o folosesc și dacă sunt pacienți de-ai mei care privesc, uneori, pentru că așteptarea pe hol înainte de a intra la noi în serviciu poate fi de lungă durată, oamenii nu înțeleg exact ce se întâmplă dincolo de ușă sau ce face. Au impresia că sunt nedreptățiți, că stau acolo și nu li se dă atenție. Nu e așa. Adică pentru fiecare care intră poți avea de a face mai mult sau mai puțin, nu știi dinainte ce fel de caz ai sau câtă muncă presupune în specialitatea pe care o fac acum. De la noi oamenii în general nu pleacă ca să vină înapoi cu 700 de analize, ci le rezolvăm practic în decursul unei ședințe, unei prezențe la departamentul nostru, aproape toate investigațiile de care avem nevoie pentru un diagnostic. Ori asta ia timp. Nu e doar o consultație, o discuție de câteva minute. Nici discuția nu poate fi de câteva minute. Uneori îți ia jumătate de oră ca să poți să afli și să redai, să-i dai pacientul informația de care are nevoie. Medicina nu e numai o injecție. S-ar face repede. Medicina implică întotdeauna iarăși sufletul, creierul, simțirile celui care s-a adresat la doctor. Și mă întorc la mama mea, care m-a învățat să spun sărut mâna și la femeia de serviciu și care mi-a spus că un om care vine la doctor nu vine de plăcere. Vine pentru că are o problemă. Și că nu-i ceri socoteală, ci încerci să-l ajuți dacă poți. Ce lecții importante, ce cuvinte foarte adânci, cu greutate. Și dacă mama ta se uită la noi și sper, să rămână doamnă, să rămână doamnă. Sunt lucruri foarte importante care le lăsăm copiilor noștri, nepoților și așa mai departe. Da. Chiar vreau să te întreb, cum se împletește viața de familie, Sebastian, că e și profesor, și medic, și cursuri, da, și delegații, și... Cum? Cum merge? Am avut norocul să fim doi în aceeași casă care au vizat același tip de evoluție și de carieră pe care ne-am împlinit-o. Ne-am împlinit-o întotdeauna, nu poți vorbești numai despre tine, dar nici nu. Sigur, am avut alături de noi oameni, părinți, mentori. Ne-am împlinit alături de colectivele în care lucrăm. E o interdependență. Nu ești singur niciodată, de fapt. Decât vorba profesorului meu, în suferință. În suferință poți rămâne singur. Dar avem un copil care acum are 19 ani și care se îndreaptă tot spre o carieră medicală, dacă va fi totul cu succes. Și care în urmă cu ani de zile, fiind copil mai mic, era sigură că nu va face asta. Spunea, dar eu credeți că sunt fraieră? Voi n-aveți timp de nimic, lumea se întâlnește, oamenii au prieteni, merg în weekend, voi niciodată n-aveți timp să vorbiți cu nimeni. Nu este chiar așa, avem și noi prietenii noștri, mai vorbim cu câte cineva, dar nu putem să ne permitem lucrul acesta așa cum poate alți oameni cu alt fel de preocupări își pot rezerva, weekendul este al lor sau eu știu, nu au de învățat atât de mult. Da, sunt meserii care se fac într-o altă manieră. Și vorba ei, mi-ar plăcea o meserie în care să mă îmbrac frumos, să vorbesc cu oameni care sunt veseli, care nu au probleme, care... Da, asta spera. E un om de viață, este un om sociabil, este un om cu dorință de comunicare prea mare, aș zice eu. Poate, sigur, se va maturiza și va învăța că, apropo de răbdare, da? E adolescentă, tânără. Și am avut discuții și am întrebat-o, dar erai nemulțumită, da? Mi-a spus, nu știu cum aș putea trăi o altfel de viață decât cea pe care am văzut-o în casă, la noi. Și cred că aș fi fericită așa. De asemenea, pe oamenii ghidează nu numai dorințe. Trebuie să ai o dorință, trebuie să ai ambiție. Ambiția e mai mult decât o dorință.
Este acel sentiment care te face să scoți de la naftalină din tine energii pe care da. N-ai știut că le ai pentru a merge mai departe, pentru a-ți îndeplini un deziderat. Și o numesc ambiție, da? Uh-huh. Și am constatat că are această ambiție de a merge mai departe, de a face și mai bine și mai mult atunci când vede că nu-i suficient. Uh-huh. Iar astea sunt calități pe care, într-o carieră de felul acesta, ulterioară, le poate exploata. Iar partea de comunicare este minunată. Nu știu ce o să facă, nu știu ce specializare va alege, dar o să ajute. Categoric, în partea de comunicare o să o ajute foarte mult. Da. Deci, sunt particularități. Uh-huh. Viața uh-huh. în familie e diferită de la o familie la cealaltă în funcție de preocupările pe care le are și, desigur, de lipsa sau prezența unor necazuri care în viață pot, da, sunt situații pe care le poți întâlni și coeziunea dintr-o familie, sigur, se probează în funcție de aceste valuri pe care navigăm, drumuri, că se întoarcem la drumuri. În călătoria care, noastră, nu? În călătoria noastră, mai asfaltate, mai cu găuri pe care trebuie să le depășim. Așa este. Sebastian, ce urmează? Ce planuri? Știu că lucrezi de ceva timp la un proiect și vreau să te întreb, care sunt planurile de viitor? Planuri de viitor sunt pe mai multe paliere. Mi-aș dori să nu îmbătrânesc. E un plan de viitor care nu se va realiza. Dar e fain să-l ai, nu? E fain să-l ai, da. Cu mai mulți ani în urmă credeam că și doream și afirmam asta. Nu înțeleg de ce oamenii nu sunt capabili să-și trăiască zilele în acord cu vârsta pe care o au, să nu se lamenteze, să nu se supere ca un bătrânit. Că e bine ca un bătrânit înseamnă că și-au trăit viața până atunci. Totuși, la un moment dat, probabil conștientizarea timpului rămas. În ce mă privește, timp pe care, în care eu mai am de făcut niște lucruri. Am dorințe în continuare. Deci sunt planuri. În plan didactic, pur, evoluția noastră ține mai mult de îndrumarea celorlalți de acum încolo, doctorați, colegi care au viața și drumul înainte. În plan medical, trebuie să te ții conectat la tot ceea ce este nou. Pacienții noștri nu mai circulă doar între orașe acum, circulă și între țări și capitale și când nu circulă ei, vin spitalele de acolo aici să-i racoleze, când nu pleacă ei. Da, încă sunt pacienți care ne întreabă dacă pentru o patologie trebuie să meargă la Viena sau unde să meargă și sunt pacienți care chiar nu acceptă faptul că aici li se poate oferi un lucru similar. Adică e greu să înțelegi că într-o țară în care sistemul are niște probleme, poate totuși să-ți ofere ceva similar cu ce se oferă la Viena sau la Istanbul. Dar da, poate. Deci în planul medical, eu am un proiect personal la care lucrez de vreo 5 ani, prea mult aș zice, dar pe care îl vom concretiza poate în această vară. Vreau să-mi deschid clinica mea. E un vis pe care nu l-am avut de la început, dar pe care l-am construit exact când am înțeles că încep să îmbătrânesc, că la un moment dat sistemul poate va dori să se debaraseze de cei care nu mai sunt la fel de viguroși și că nu știu dacă voi fi nevoit să lucrez în continuare sau dacă îmi va face plăcere sau dacă voi mai avea sănătatea pentru a lucra în continuare. Dar m-am gândit de asemenea și la un viitor al copilului meu. Toată lumea trebuie să facă asta, sigur, să-și proiecteze viața în funcție de niște realități. Și am zis că dacă nu acum, dacă nu o voi face acum, peste câțiva ani va fi prea târziu și nu voi mai avea energia necesară pentru așa un proiect.
Dar cum și ieri am spus în cadrul cursului de audiologie celor 40 de participanți pe care i-am avut din toată țara și am fost impresionat și mândru să văd că au venit și și-au petrecut 3 zile alături de noi, le spuneam că în ceea ce am făcut și voi face, eu nu vreau, nu știu dacă îmi voi menține cuvântul, niciodată nu știi ce faci peste 3 ani, 5, dar nu vreau să cred că va veni momentul să abandonez serviciul public sau să nu mai vreau să construiesc și aici ceva. Așa cum am construit compartimentul de audiologie al Spitalului de Recuperare, sprijinit de managerii care au fost doamna dr. Cristina Dobre, actualmente manager la Spitalul de Psihiatrie, cea care a fost deschizătoarea acestei porți în plan administrativ, și doamna manager Carmen Cumpăt, cea care i-a succedat și care a susținut activitatea acestui departament. Și bineînțeles, avem împreună planuri de dezvoltare, planuri să clădim lucruri noi, planuri care s-au împiedicat de perioada pandemiei, moment în care am abandonat totul pentru că și managerul a avut de gestionat ca spital asociat patologiei COVID, a avut de gestionat situații pe care nu le întâlnise înainte, nu ne-a mai stat mintea la planuri, deci s-a întrerupt totul, iar reluarea acestor planuri nu se mai face în aceeași termeni pentru că s-au schimbat datele problemei. Suntem într-un alt an, cu alte resurse bugetare, cu alte proiecte sau cu alte apeluri de proiecte, dar noi sperăm ca într-o bună zi ceea ce dorim să realizăm pentru pacienții care nu pot merge în privat, care trebuie să aibă acces la serviciile de stat, servicii care trebuie să aibă aceeași competență, parte de aceeași competență profesională și de același zâmbet al celui care le oferă, nu trebuie să le construim în continuare și sigur trebuie să lăsăm ceva în urmă. Trebuie să lași o urmă. O semnătură, în locul în care treci. Foarte, foarte fain proiectul ăsta și sunt convinsă că o să-l duci la capăt cu ajutorul... Mai avem și un proiect, că m-ai întrebat ce aș face, da? Iată, am vorbit despre proiectul medical, dar n-am vorbit despre cel educațional. Da, așa e. La Universitatea de Medicină, cu, sigur, sprijinul domnului rector și al decanatului Facultății de Bioinginerie în momentul de față, vrem să reactivăm o secție, o specializare de audiologie și protezare auditivă. Este o meserie pe care în momentul de față, de peste 10, vă spun ce exact, de 14 ani încoace, nu o mai poate nimeni învăța pentru că nu există nicio formă de educație. Noi am avut la Iași o astfel de secție între anii 2007-2010. Absolvenții noștri de atunci sunt toți în activitate, dar ulterior, cei care fac această meserie provin din domenii, aș putea să le spun, unii dintre ei conexe, de exemplu absolvenți de bioinginerie sau de asistență medicală, care au făcut niște cursuri pentru a se pregăti, pentru a putea lucra cu urechea, cu auzul, cu protezele auditive, dar asta nu înlocuiește învățământul de licență. Spuneam că Uniunea Europeană ne obligă la niște standarde. În țările cu tradiție, în învățământul audiologic, standardele sunt de mult acolo și respectate, chiar de zeci de ani. Eu am participat la o sărbătorire a 50 de ani de învățământ audiologic în Croația, de exemplu. În România nu există nicio trasabilitate așa de lungă. Au fost câteva... nu știu exact câte promoții la București în anii 2000 și ceva și un pic, la noi absolvenții din 2010, o singură generație și atât. Acest proiect pe care dorim să-l vedem împlinit nu e pentru noi, e puțin și pentru noi. Pentru că după eforturi de ani de zile, primul proiect s-a concretizat după 7 ani de eforturi pentru a-l crea. O linie de învățământ ultra necesară, care nu există, după părerea mea, e păcat să-ți ia 7 ani de energie și insistență. Asta înseamnă că autoritatea nu înțelege acea nevoie. Iar în momentul de față, universitatea noastră
a înțeles această nevoie și această oportunitate, după părerea mea din nou, este o oportunitate să ai oameni care pot genera, nu-i așa, o linie de învățământ pe care n-ai avut-o înainte. Universitatea, după părerea mea, este una care e modernă, care are studenți din toate țările. Eu sunt mândru că sunt membru al comunității academice ieșene. Iașul întotdeauna a constituit un reper. Și pentru faptul că noi putem să ne lăudăm cu activitatea apreciată de ceilalți colegi din țară și din străinătate, asta înseamnă că suntem unde trebuie. Și ne lipsește această formă de educație pe care eu aș fi extraordinar de mândru și de fericit să o avem cât de repede se va putea și sperăm, poate chiar de anul acesta, pentru că rectoratul universității a făcut toate eforturile, să o avem și depindem, desigur, de niște pași administrativi. De aceea, pe site-ul universității, la secțiile care sunt oferite pentru oferta educațională, această specializare are acolo o mică steluță și dacă citiți jos, este singur în situația în care se vor fi finalizat la momentul admiterii demersurile administrative. E o plăcere și e o plăcere de fiecare dată să discutăm și cu atât mai mult întâlnirea noastră de astăzi. A trebuit să faci o emisiune ca să putem sta la un pahar cu apă. Da. Că nu am reușit, deși ne cunoaștem de ceva timp. Provenim din aceeași localitate. Da. Da. De la Huș, mai exact. Așa este. Un oraș al viilor. Vii pe care le-am cules. Nu știu dacă și eu tu n-am că ești mai mică, dar da. Vii pe care le-am cules în fiecare an, în perioada comunism, în fiecare an, până nu erau culese toate dealurile din jurul orașului, nu intram la școală. Mergeam dimineața cu autobuze, cu tractoare. Da, iată. Amintiri. E tot o formă de muncă. O muncă pe care mi-a plăcut să lucrez și altceva decât medicină. În primii ani de facultate am lucrat într-un bar în primii 2 ani. A fost fascinant. În timpul facultății, vreau să zic, că am reușit să lucrez. A fost fascinant pentru că în perioada comunistă nu văzusem un club sau un bar în viața mea, nu știam ce aia. Aveam 18 ani în momentul căderii comunismului și 19 când am intrat la facultate și deja 19-20 de ani am lucrat. Mai am timp să spun ceva? Oricât. Sunt foarte fericit că am cunoscut o enormă personalitate, o legendă. Atunci când lucram ca barman la clubul PNCCD din Iași, pe strada Cuza Vodă, vis-a-vis de Spitalul de Ginecologie Obstetrică, l-am cunoscut pe Corneliu Coposu, care venise pentru celebrarea Zilei Regalității de 10 mai, întâmplător este și ziua mea de naștere, și a fost o sărbătoare să-l avem acolo. L-am servit și am făcut cafeaua pentru drumul de întoarcere la București și am povestit asta de multe ori. S-a întors după ce am dat cafeaua, a venit să-mi spună cum să-i o fac, i-am preparat-o, i-am vorbit frumos, cum știam, a plecat, după ce a ajuns la ușă s-a întors înapoi și îmi zice: drăguță, tu trebuie să fii student pe undeva, nu cred că ești barman, îmi zice. Și am spus da. Așa este. Da. Da. Uite, impresionantă personalitate. Avea o statură. Nu cred că doar ce. Și nici nu știam foarte multe lucruri despre el. Imaginează-ți 19 ani. Comunismul, da, până cu un an înainte și Corneliu Coposu următorul an. Nu avusesem timp să aflu mare lucru, dar aura era deosebită. Ce e important și ce e interesant și ce amintiri. Exact cum spun mereu, suntem parte din ceea ce suntem noi astăzi, o datorăm trecutului, amintirilor, modelelor pe care le-am avut în viață și, bineînțeles, înțelepciunii sau lipsei ei de-a lungul vieții. Ce bine ar fi să poți fi ignorant uneori, nu în sensul cel mai prost, cu putință. Știu ce zici, da. Așa este.
Sebastian, o mare plăcere mi-a făcut discuția noastră. Îți mulțumesc încă o dată că ți-ai făcut timp să fii alături de noi în studio. Mult succes anul acesta, planurile sunt foarte frumoase și chiar te rog să ne anunți și poate să ne mai vizitezi, să ne spui cum e la universitate acum cu un nou curs, cum e la clinică, da? Sper foarte mult. Va fi un moment de așezare pentru că aceste eforturi mi-au ocupat mintea în ultimii ani. Și n-aș vrea să spun că nu știu ce să fac după aceea. Dacă aceste lucruri se concretizează, mi-ai dat o idee. Primul lucru să-l fac, să vă anunț pe voi, să te anunț pe tine. Chiar te rog, da, și cu mare drag. Și eu îți mulțumesc foarte mult. A fost o plăcere să, nu pot zic să stau de vorbă, să-mi exprim gânduri și sentimente pe care într-un alt format de emisiune nu ai ocazia să o faci. Povestim uneori între prieteni, în adunări mai mari, dar a povesti ceva ce ar putea să vadă oricine, te-ar putea pune pe gânduri. Numai dacă ai avea ceva despre care ai vrea să nu se știe. Exact. Dar, cum spuneam, contează sufletul împăcat. Exact. Și în spatele a ceea ce oamenii cunosc, o persoană publică poate, se află acel suflet care este asemănător cu acelor care ne privesc și a oamenilor în general. Suntem tot oameni în egală măsură. Exact. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Dragii mei, mulțumesc că ați rămas împreună cu noi până la sfârșit. Până data viitoare, vă doresc o seară plăcută. Toate cele bune!